Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre întrebuințarea substanțelor chimice pentru conservare. Prin substanțe chimice de conservare se înțeleg substanțe care au însușirea de a distruge microorganismele sau de a împiedica dezvoltarea lor la locul de producție, la preparare sau depozitarea alimentelor, împiedicând sau întârziind astfel alterarea roșiei menținuse mai mult timp comestibile. Substanțele chimice de conservare nu trebuie confundate cu aceiași compuși care activează la procedee chimice de conservare, cum sunt sare, alcoolul, zahărul, silitra, acidul carbonic, acidul acetic, acidul lactic, acidul tartic, grăsimile comestibile, uleiul comestibile și fumul care se dezvoltă la afumare. Întrebuințare. Aceste substanțe au fost întrebuințate întâi în industria peștelui, estizându-se apoi întrebuințarea lor și la alte alimente, ea însă și trebuie să rămână limitată pentru a nu dăuna sănătății consumatorilor. Adausurile de substanțe chimice sunt permise numai acolo unde este neapărat necesar și în niciun caz acolo unde se tinde la o conservare chimică din motive de comoditate sau pentru a masca starea de prospețime a alimentelor. Substanțele chimice de conservare trebuie să fie pure, fără miros și gust străin și mai ales să nu conțină adausuri dăunătoare sănătății. Dintre substanțe chimice, cele mai întrebuințate sunt acidul boric, acidul sulfuros, acidul apa oxigenată și ozonul, sărul de aluminiu și de fosfor, clorul și compușii lui, iar dintre substanțele de natură organică, acidul formic, formaldehida, acidul salicilic, benzoic. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!